Când e bun, e bun. Hai să luăm și ceapă. Să luăm ceapă așa, în stil românesc. Priviți cum atârnă caracatița. Avem și platoul. Avem și un perete pe care curge ciocolată. Vezi că a venit mâncarea. Nu are nicio legătură cu ce am mâncat în Italia. Chiar dacă prețul este ceva mai mare aici. Da, îi dau nota 9. Se vede clar că e făcut manual, ta zic eu. Conține ulei de măsline, oțet. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Grecia. Nu avea cum să părăsim această țară fără să facem un vlog cu mâncare. Toată lumea laudă preparatele de aici, așa că o să intrăm și noi în 2-3 restaurante pentru a vedea dacă este chiar așa. Văd un local destul de interesant, intrăm pentru a vedea despre ce este vorba. Cum arată acest magazin, uiți câte mezeluri sunt atârnate la uscat. Oamenii au și un mini restaurant aici, așa că ne-am așezat la o masă, vrem să degustăm. Ne-am luat acest platou de 20 de euro pentru două persoane. Vezi cât usturoi și ardei iute pe perete. Au și sărmăluțe. Zic să începem acest vlog culinar cu un aperitiv. Cred că nu avea cum să găsim un loc mai potrivit pentru asta. Am cerut și o apă, cam așa arată, plastic free. Este pentru prima dată când primim apă în acest fel. Nu am mai făcut de foarte mult timp un vlog exclusiv culinar, nouă ne era dor. A venit și platoul, cam așa se prezintă. Avem ceva salată acolo în mijloc, mai multe tipuri de salam, de mezeluri. Miroase a prosciutto cotto, a ajuns și pâinea și nota de plată. Ne uităm la final. Ce să zic, miroase foarte bine, arată foarte bine, sper ca și gustul să fie pe măsură. Dacă merită 20 de euro acest platou, o să vă spun la final, dar până atunci să lăsați voi părerile în comentarii. Merită sau nu 100 de lei acest platou? Pâinea o plătim separat. Haideți să vedem, nu știu cu ce să încep. Cu puțină brânzită. Pur și simplu m-am teleportat în Italia. Nu exagerez. Abia aștept să gust și tu, Andreea. Începutul este promițător, nu? Aceasta ar trebui să fie puțin picantă, cred. Excelentă, da, este picantă. Mamă, ce bună e și asta. Haideți că am început în forță. Cum vă spuneam, prosciutto cotto. Sau cel puțin seamănă cu prosciutto cotto. Aici avem salame picante, dacă tot am făcut referire la Italia. Salam picant, nu atât de picant. Este mai picantă brânza. Aici cred că avem prosciutto crudo. Carne macră, picant și foarte, foarte puțin sărat. Să încercăm și această salată. Seamănă cu o salată tabule. Este așa răcoritoare. Sorry. Yes. Can you tell me what type of meat is this? Is pork or? This is pork and outside is parmesan. Ah, parmesan. Thank you. Thank you. Pork și aceasta este brânză. Parmigiano a zis, nu? Parmesan. Foarte, foarte bun. Mi s-a părut mie că are crustă de brânză. De pâine nici nu m-am atins, dar și aici văd calitate. Tipul acela de pâine pe care îl mănânci fără nimic, o mănânci goală. Și salata îmi place. Toate că ar fi fost bine să fie ceva mai multă. Este pe o bărcuță. Pătrunjel, foarte mult pătrunjel. Nu văd ceapă. Roșii. Prosciutto cotto. Îmi place, dar acesta îmi place cel mai puțin, dacă ar fi să compar. Nu sunt un mare fan prosciutto cotto. Îl prefer pe cel crud. Iar în cazul de față este de nota 10. Calitate. Mamă, cât de bun e. Nu? Un pic sărat, un pic mai mult de fapt sărat. Destul de sărat. Brânză de oaie. Cât de bună e. Seamănă cu o băcănie. Văd că au și un grătar acolo. Prosciutto crudo. Iar aici au câteva mese, nu sunt multe, cred că sunt maxim 10 mese, dar ideea este genială. Îți place? La nebunie.
Inițial părea mic platoul, dar nu. Nu este mic. Iar aceasta este salată tabule, am aflat până la urmă. Da, deci în momentul când le combin e wow, e mai intens gustul și se vede că sunt produse de calitate. Da, exact. Merită, fără doar și poate. Terminăm, după care vă arătăm exact prețul și ne continuăm incursiunea prin restaurantele pe care le întâlnim noi pe aici, prin Atena. Sunt două tipuri de prosciutto cotto, acum văd, pentru că au culori diferite. Gustul este asemănător. Ar fi să fac un top prosciutto crudo, acest tip de prosciutto este pe primul loc, pentru mine cel puțin. După care salamul picant, următorul este acesta, este aproape gata, nu o să mai rămână nimic, absolut nimic. Ce drept a fost foarte, foarte bun, 10 din 10. Haideți să vedem și nota de plată, 21,80 €. Platou, două persoane și 1,90 €. Apa, pâinea, e din partea casei? Cred că da. De nota 10, chiar recomand acest loc. Prețul nu este mare dacă este să luăm în considerare calitatea. Este aproape de Monastiraki, de fapt aproape de piața centrală. Acesta este locul. Acum haideți să vedem ce mai găsim bun de mâncare. Ne vedem imediat. Am dat și peste o coadă imensă. Haideți să vedem ce se întâmplă. La restaurant. Da, dovadă că acest restaurant este foarte, foarte bun. Vedeți ce e aici. Dar coada este foarte mare. Aștept minim o oră. Pentru că oamenii servesc pește, fructe de mare. Între timp ne-am luat ceva de băut, răcoritor, un fresh de portocale. Iar tu? O cafea rece. 80 de cenți. Iar cafeaua? 1,20 €. 10 lei ambele. Priviți cât de bine arată, va trebui să încercăm și noi ceva. Priviți cum arată cafeaua aici, cum arată barul de fapt. Doar că ai băut cafea ceva mai devreme. Ne-am luat două plăcinte, după cum ați văzut, una cu brânză, cealaltă cu spanac. Andreea, vine mai aproape. Foietaj și brânză. Are ceva brânză, asta e bine. Haideți să vedem. Foarte bună. Bate soarele, foarte puternic soarele astăzi. Încă e fierbinte, foarte bună. Brânză dulce, întrebai dacă e diferită. Nu știu dacă e diferită, dar cu siguranță are mult mai multă brânză. Da, îi dau nota 9, 2,20 €. Undeva la 12 lei. E mai grea, da? Cam așa arată. Interesant. Înseamnă că nu-ți place, dacă ai spus interesant. E bună. Mi-am ridicat ochelarii pentru că am impresia că nu vă văd dacă am ochelarii pe ochi. O prefer pe cea cu brânză. Nu știu ce să zic. Îmi plac ambele. Da, îmi place mai mult cea cu brânză. Eram sigur. Cred că e mai consistentă aceasta, deși nu pare. Haideți să vă arăt în interior, atât cât se poate. Spanac. Nu știu ce altceva mai are. Acum nu știu dacă e tradițional grecesc sau... Eu zic că e. Cea cu brânză cu siguranță nu e, pentru că o găsim peste tot. Da. Tot aia e, nu? Preferată ta. E bun și spanacul, dar... Tot brânză, ce cum e? Pe lângă spanac, eu zic că mai are și un pic de ceapă. Zici că are ceapă? Da, e posibil. Cum e? Are ceapă 100%. Da? Are un gust așa un pic dulceag. Da, e puțin dulce. Și foarte consistentă. Cum ai spus și tu. Un pic crocantă. Și cu brânză. Dacă tot facem vlog cu mâncare, asta e bună.
Și ai dreptate că are mai multă parcă, mai multă brânză, sunt mai darnici. Da, într-adevăr e mai bună asta decât asta. Da. Merge. Mergem mai departe. Am fi putut mânca și acolo, erau câteva mese, dar era gălăgie, plus că e mai bine așa pe stradă. Astăzi vremea este extraordinară. Suntem într-o zonă super turistică, nu turistică, priviți ce e aici. Toată lumea cu înghețată în mână. Haideți să mâncăm și noi înghețată. Văd că aici intră toată lumea. Avem și un perete pe care curge ciocolată. Sper să fie bună la gust. Ok, thank you so much. Momentul adevărului. Seamănă sau nu cu cea din Italia? Pentru că acestea sunt standardele, dacă e să ne luăm după preț. Am plătit 9 euro pe două înghețate, două înghețate mici. Este bună, nimic de zis, dar trebuie să fiu sincer, nu are nicio legătură cu ce am mâncat în Italia. Chiar dacă prețul este ceva mai mare aici. Dulce, prea dulce, mult zahăr și cam atât. Mă așteptam la altceva. Este mai bună decât înghețata pe care o găsim în mod normal în România, dar la prețul acesta mă așteptam să fie cât de cât asemănătoare cu cea din Italia. Din punctul meu de vedere, nici pe departe. Cum e? Dezamăgitoare. Foarte dulce și nu, n-are nicio treabă. Gelato. Așa că nu recomand acest loc. Cred că ar fi fost mai interesant lângă. Nu vreau să spun că nu merită banii, dar nu este pe gustul meu. Priviți cum atârnă caracatița. Nu am mai văzut așa ceva până acum. Am găsit un restaurant interesant, așa că o să mâncăm câte ceva. Sperăm ca mâncarea să fie bună. Vezi că a venit mâncarea. Zine ce avem aici. Aici avem tzatziki-ul lor, care arată foarte bine pentru că se vede ulei de măsline. Aici avem fried squid. Yes, adică calamar prăjit, care trebuie să pune neapărat și lămâia peste el. Uzo, băutura lor care trebuie neapărat băută cu apă, pentru că se colorează așa când este cu apă. Fried zucchini. Celebra salată grecească, care, după cum arată, e cea mai sănătoasă pentru ei. Avem aici și niște crevieți și un sos care îmi place foarte mult, este tirocaftiri, adică brânză picantă. Și avem aici și niște caracatiță grecească. Ok, să avem poftă. Să avem poftă, poftă și să începem cu cei mai buni, adică cu orice ce-ar fi de aici. Tzatzikiul este foarte bun, pentru că se vede că e făcut de casă, pentru că se vede uleiul de măsline prin el așa. Am luat și cumpărat și la cel cumpărat, uleiul de măsline este amestecat. Uh-huh. Nu se vede așa pe sos, ceea ce se vede clar că e făcut manual. Tzatzikiul. Conține ulei de măsline, oțet, iaurt grecesc, usturoi, iaurt grecesc și castraveți. Da. Și o măslină, că nu se poate să fie în Grecia să nu vezi o măslină pe ceva. Trebuie neapărat să fie și o măslină acolo. Da, da, da. La fel și aici calamarul prăjit, care trebuie neapărat să o să pun eu, că ce pun lămâie inclusiv pe carne, pe tzatziki, pe carnea lor din gyros, pardon. Salată grecească din care este o sursă de viață. Pentru că gândiți-vă că avem numai legume, ceapă, măsline, ulei de măsline, brânza feta, care este grecească 100% de la ei. Și oregano. Exact, și oregano. Care este secretul care arată așa de colorată feta? Pentru că pui oregano și ulei de măsline. Mm-hmm. Și oregano îi dă un gust foarte, foarte bun. Și se absorbe foarte bine ulei de măsline în brânza exact. Feta. Iar aici tirocafelul este practic cu brânză picantă. Este un sos cu brânză feta și un pic picantă. Foarte puțin. Așa arată prețurile aici. Avem meniul atât în greacă cât și în limba engleză. Avem platouri și la 10 euro de persoană, 9,50 euro. Noi ne-am luat un mix grill pentru două persoane, 20 de euro. Salata grecească 6,50 euro. De fapt, salatele sunt 6,50 euro. Kebabul este 3 euro, 3 bucăți, kebab tradițional. Gata, am comandat un mix grill pentru două persoane, cel de 20 de euro. Sperăm să plecăm cu o impresie bună, pentru că aceasta este ultima seară. Mâncarea
în general a fost foarte bun aici în Grecia. Avem și platoul. Aici avem tzatziki. Cam așa arată platoul. Arată foarte bine. Mai avem și aici puțin tzatziki. De fapt, acesta vine la platou, doar că noi ne-am mai luat separat. Mai multe tipuri de carne. Avem un cârnat de porc, pulpă de porc. Aici avem kebab tradițional, frigărui de porc, frigărui de pui. Iar aici avem foarte multă carne. Pe un pat de cartof, ceapă, o jumătate de roșie, lămâie, totul la 20 de euro, 100 de lei, frigărui de porc. Genială. Genială carnea. Mâncăm carne cu carne. Nota 10. Înainte să încep, îi dau nota 10. Punem și lămâie. Foarte bun și cartofii, cred că sunt congelați. Hai să vedem și... Pare frate. Zici că acum au tăiat porcul. Nu glumesc. Ce sosuri, nici... Mănânc așa direct. Am uitat de... grămadă de sos. Am uitat de pâine. Când e bun, e bun. Pun puțin tzatziki, cam așa arată. Are ulei de măsline și oregano, cred, pe deasupra. E bun? Mamă, foarte bun, încă bun. Sau ne este foame? Nu, nu. Chiar e bun. Apa este 5 lei. De fapt, mai la toate restaurantele am găsit apă între 1 euro și 1,50 euro. Sunt curios ce gust are acest cârnat. Cam așa arată. De porc. Nota 10. După cum vă spuneam, foarte gustoasă mâncarea în Grecia. Acum nu știu cât de sănătoasă este, pentru că, după cum bine vedeți, foarte multă carne. Au și salate, au și foarte multe salate pe care trebuie să le comanzi separat. Noi am încercat să păstrăm un echilibru în aceste zile. Au gust roșiile. Asta e extraordinar. Hai să luăm și ceapă. Să luăm ceapă așa, în stil românesc. Atenție, imagini interzise femeilor gravide. Vă pot crea poftă. Extraordinar. Cu sos. Gata, Andreea, ne apucăm să facem clipuri cu mâncare. Nu? Nu. E abia începutul. Hai, mănâncă și tu. Am comandat și o salată grecească, pentru că mi-am adus aminte că nu v-am arătat în acest clip salata grecească. Noi am mâncat, dar nu am filmat. Cam așa arată salata grecească. Arată originală, pentru că nicăieri nu am mâncat salată grecească pregătită în acest fel, în acest mod. Avem brânză, roșii, castraveți, măsline, ceapă, ardei, ardei verde, oregano, ulei de măsline, nimic mai mult. Nu atât de încărcat cum am găsit prin alte zone. Haideți că pentru vlog o să încerc direct din farfuria cea mare. De fapt, avem o lingură pentru a ne pune fiecare în farfurie. Amestecăm puțin. Vino mai aproape, Andreea. Pare brânză feta. Foarte bună, sărată. Un fel de telemea. Castraveți. Aici avem roșii. Roșiile. Gustul acesta în România îl găsești doar atunci când este sezon. Și roșiile de țară, nu cele de import, sunt geniale. Geniale. În rest avem măsline, ceapă. Aceasta are și codiță. Sărate. Super sărate. Noi de comandat am comandat, doar că nu mai facem față. Kebab, kebab tradițional, zic ei. Seamănă foarte mult cu cel din Turcia. Nu este chiar unul la unul, dar știți cum e.
mâncarea tradițională trebuie mâncată în țara de origine. Nota 10 restaurantul chiar merită. Din câte am văzut, foarte mulți localnici vin aici să mănânce. Ne aflăm în Victoria, este chiar la ieșirea din metrou, acolo este ieșirea. Iar pe această parte sunt mai multe restaurante. Am intrat întâmplător acolo, mi-a plăcut, foarte bun. Am plătit 30 de euro, 20 platoul, 2,60 euro sosul tzatziki, care a fost extra, 1 euro apa și 6,50 euro salata grecească. Platoul vine deja cu un sos tzatziki, doar că noi am vrut mai mult. Este un pic ciudățică această zonă, adică nu este cea mai sigură, pentru că acesta este unul dintre cele două cartiere rău famate. Dar asta o să vedeți în clipul viitor, pentru că am dedicat un vlog special pentru această zonă. Cred că e momentul să încheiem acest vlog culinar. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul de YouTube, pentru că ne ajută foarte, foarte mult să creăm conținut în continuare. Până data viitoare, numai bine!